is Moldavia. I'm a Moldavian too. Bukovina, Chernobyl, right? This is Țara Românească, Muntenii. This is, I believe, Ardeal. I am Ardealean, I am Muntean, I am Moldavian. This, I believe, Banat, Transilvania. This is the Dubruja. Dubruja apartenin a Muntenii. The door is closed, as you can see. My father is not here. I'm gonna go take a walk. Look here, daddy cooks. You see, this is the lower terrace, and they also have a upper terrace. I've taken just one book, written by my father actually. This is the book. I made some divans too, which were still in manuscript, but he reads Persian poetry and Arabic and stuff like that long way before I was born, you know. Tatu, mă duc așa încet la pas, sper să ajung până la răscurcea drumului fără câini și nu mă duc. Dacă am șapcă și ochelari de soare și dacă mă duc până acolo și poate ajung până la Artur acolo și pe aia mă întorc înapoi. Să mă mai mișc, mai văd și o soarele că, serios, vă stând grozitor, trebuie să facem supe, bem ceaiuri. Nu se poate așa, domnule. Zvai de cap. Să nu închizi poarta asta, te rog. Noi o să vin. Cum mă duc? Ți-am luat divanul să citesc din el, am mai citit. Tot am citit, să știi. Foarte frumos. Dar nu-s numai rubaiate în el. Am văzut că nu-s numai rubaiate. Au. Am văzut că faci supă. Acum supele de vară. Nu putem și nu. Nu putem. Ochelarii ăștia sunt puțin murdări. Ăștia sunt ochelarii, am primit. De fapt am primit două perechi. Adică am primit un set cu două ochelari. Asta este mașina vecinului, nepotului prietenei mele. Vezi? Mașina. Mașina. Nu încă apreciez mașinile astea, dar oricum. Este o mașină. După aia, ce avem aici? Ivanul, catem, baiat, balanță. Carte foarte frumoasă, ăsta este tatăl meu. Aici, dacă se vede. Așa, așa. Bun. Dacă n-ar fi câini, tot timpul aș fi. Ne-a prins, știi? Chiar că ne-a prins. Oh, s-a îndurat. Mai preparat un pic. Uite.
Vezi că se crapă. Sau, vezi? Vezi? Și cum e dragul meu? Omule. Omul bun e nebun. Omul rău e bun. Asta e un adevăr care, dacă nu-l înțelegi, suferi foarte mult în viață. Tot de la omul rău, știi? Tot de la omul rău. Dar asta până într-o zi, ia uite ce e aici. Că-ți vine să crezi, uite. Aici a fost doi, odată mai încolo, aici chiar lângă, unde au trăznit. Nu știu, pe ăsta nu cred că l-au trăznit, pe ăsta cred că l-au rupt furtuna. Pe ăsta l-au trăznit, aici ce mai rămas. Iar aici, uite, Stick Transit Gloria Mundi. Așa te gândurile omului. Te rog să nu mă lați, tovarășe, că nu te-am făcut nimic. Uite, vezi, acum apele sunt mai limpezi, că vin de pe ploi. De pe munți, știi? De-aia sapele mai limpede, dar vezi că și mai multe. Mi-ar plăcea să mă duc până la baraj, dar nu mă risc. Nu mă risc să mă duc până la baraj. Spun sincer. Că cine știe ce huidumă de câine mai dau pe acolo. Odată era să pățesc, că am urcat digul. Dincolo de dig era un câine și am avut timp să mă cobor și să plec, nu m-am simțit. Altă dată am dat turme cu oi și ia o perioadă, pleacă la munte, vin. Acum efectiv o trebuie să ies, că încă e iulie, nu? Dar acum nu mai e ce-o fost, oarecum. Dar trebuie să ies, de ce trebuie să ies? Ca să mă mai mișc, mă, bă, că medicamente, vitamine, am avut niște probleme și ieri și azi. Eu când, uite acolo, este peleaca, aia este peleaca, cel mai înalt. Eu când mă pun pe WC-ul, sunt ca femeia care naște, știi? Mă, că cine mă ajută? Și efectiv, azi, deci am băut apă, în fine, și problema era că poate n-ar fost așa o problemă și oricum n-am mai făcut sânge, cum am făcut 10 ani, aproximativ. Să zicem, dar nu vreau să beau apă, dacă e un câine mă întorc, ce să faci? Am pățit-o din astea. Nu vreau să beau apă, sau să mănânc miere, știi? Atunci mai ușor scapi, dacă nu poți să ai probleme mari. Și după aia băut niște apă și nici nu băusem apă, știi? Nu pot să stau, mă vezi că e soare și eu scup medicamente. Dar vreau să spun că și după aia tata a făcut un ceai și mi l-a pus pe masă și eu l-am rugat să mi-l dea unde? Efectiv l-am rugat să pună pe calorifer în baie, care e aproape de calorifer cu apă, știi? Care acum nu funcționează. Și eu eram acolo
cum să spun, eram sub copacul Bodii și efectiv am băut ceai, după aia am reușit, știi, pentru că am mâncat mici, birșli, cartofi noi, cu brânză, nu, treburi din astea și n-am prea băut lichide, tata mai și el mai obosit fost și nici n-am vrut să trag de el și a mai făcut el ceaiuri, dar nu ca altă dată, că făcea multe ceaiuri, știi? N-am mai făcut nici supe și n-am, aș m-am gândit eu poate, da, să nu îl ostenesc, știi, că eu nu fac nimic, că nu mă cetesc, știi? Și asta a fost, frate, asta a fost, înțelegi? Hai să vedem. A, vreau să spun ceva. I-am zis la un frate, știi, de la pocăință, care... No, frate dragă, știi cum e cu comerțul ăsta? Deci, ca și eu mă mai pricep un pic, și nu sunt comerțant. Dar eu sunt din familiile, să știi că bunicii mei, străbunicii mei, stăbunicii mei de pe din Cernăuți și din București erau negustori. Și eu sunt din București, sunt din sectorul 1, de pe strada agricultor 6, știi? Casă eclectică, bun convenească. Și eu spun, uite-te și tu aici. Acum cu schimbările climatice, nu știu ce va fi în viitor, dar spun, da, acum, dacă investești în porumb, uite cât s-a făcut porumbul. Dacă ajută Dumnezeu, vei avea porumb. Și ce te costă, uite, să vii la un țăran din ăsta? Zici, bosule, hai să facem parteneriat. Înțelegi? Cum e lichenul cu algă. Eu te ajut financiar, eu tot ce ai nevoie. Păi poți în profitul și toate astea și... Spun, vei câștiga bani. Pentru că să știi că... De exemplu, copiii, nu oricine desenează sau are nevoie de cai de muzică sau mai știu, treburile astea, papetărie, dar orice copil, la sfârșit de toamnă, de sus, de vară, mănâncă porumb, nu? Sau i-ar plăcea. Așa că, îți spun, astea lucru sigur. Dacă vezi tot așa, dacă ajută Dumnezeu, uite ce miriște aici. Aici ai loc ca orifer, de la gura zata, nu? Spun, nu-i deloc un pas înapoi. Poți să spui că e un pas înainte sau un pas alternativ. Deci, continui afacerea și continui și, uite ce știi, așa porumb mare n-am văzut în viața mea. Hai acum, dacă se îndură Dumnezeu de noi, adică Dumnezeu totdeauna se îndură. Hai să vezi tu altă porumbărie, dacă apucăm. Să nu să ne apostească un animal pe noi. Ca pe Iosif, nu? Uite, alt porumb. Vezi ce frumos arată. Iar ăsta la altă a fost recoltat. Aici a fost grâu, a fost grâu frumos. A fost fiecare an, nu, grâu iară. Nu? Până și marele poet cerchist, Radu Stanca, baladist, și poet, a scris piesă de teatru, Secera de Aur. Deci, Secera de Aur ce însemna? Nu era comunistă. Tocmai că se petrece într-o epocă arhaică, știi? Agronomică și toate astea. Dar era, cum să spun, dragul meu, era o seceră mai performantă. Deci, pentru că cel care câștiga la secerat, băiatul, tânărul, care secera cel mai repede, o încununa pe, cum o chema, Andromada, sau cum o chema frate pe frata aia,
nu o chema nici Andromeda, nici Andromat. Că o chema nu știu cum, știi? Aia era secera de aur. Și aia a fost scrisă, gândește, domnule, în perioada proletcultistă, în anii 50, iar numai comunism nu era. Și în 86 a fost făcut o piesă de teatru radiofonic cu secera de aur de Radu Stanca, știi? Poți să o găsești pe YouTube. Un om de mare cultură. Uite-te și tu. Aici e al un elvețian, dacă nu mă înșel, adică elvețian de băștinaș, venind de vreo sute de ani. Dacă aici e al lui, sau mai încolo. Oricum, uite. Vezi că și porumbul ăsta arată frumos? Uite. Și suntem abia pe 29 iulie. Și uite. Vezi? Avem șanse la porumb. De ce? Și să se explic de ce, dragul meu, dacă nu știi. Acum se topește polii pământului și riscul ar fi să nu cumva să se schimbe polii pământului, adică să se încline în altă parte și să fim ori în frig, ori în, știi? Dar nu-i vorba de asta acum. Vorba că... Uite, pe aici cu cheava Artur. Uite, vezi acolo fără soarele. Sigur o vezi. E bine, ce vreau să zic, dragul meu? Și se topesc icebergurile la ghețarii care se desprind din Antarctida, din ce mai polul nord, care răcesc oceanul planetar, răcesc pânza freatică. Hai să vedem ce s-a întâmplat, a rezistat. Acolo e un nuc mai necăjit, mai așa. Dar uite că a rămas în picioare, vezi? El are mai multe brațe la rădăcină, știi? Pe când ăla ce era stejar, castan, cea tata mai degrabă, ăla o căzut, săracu. Păstă noapte o căzut. Și nu s-o spart un geam, eu am închis. Uite aici e un porumb ceva mai mic de asta, cred că aici s-ar putea să fie de popcorn, știi? Pe când vezi aici e mai mare, că oamenii mai pun. Să aibă și, știi, nu se face așa mare. Uite, vezi, frate, uite-te și tu, uite aici iară. Cred că a fost tot grâu, oamenii mai pun grâu, orz, orzoaică. Mieț, știi, ca așa, François Mie. François Mie înseamnă un fel de, pe engleză, mealies. Un fel de cereale mai primitive. Uite, vezi, ăsta-i nucul. Ăsta sunt eu. Am o ce să zic, dragul meu. Ăsta sunt ochelarii mei. Mi-a luat tata ochelarii și i-am dat. Și mama mi-a luat și o pereche să mai pot, i-am primit, știi? I-am primit. Ce să zic, dragul meu? No, deci asta vreau să zic. Cu agricultura mergi la sigur. În România, cel puțin, vreau să spun. Asta încercam să spun. În România, cu agricultura mergi la sigur. Și Oltenii, dacă chiar am văzut. Bine, nu știu dacă era în Oltenia, cred că era în Oltenia, da. Și-au făcut solari și am văzut o reclamă YouTube, nu știu, la Mega Image. Și au pus bondari în solar ca să polenizeze niște bune astea, ca să nu facă chimicale. Dai seama ce geniu, domne, are poporul român. Ce zic? Atitudinea aia, știi, în Flica, când se întrebau ce vom face, ce vom face. Și că atâta trebuie să plătim așa, trebuie să plătim acolo, trebuie să tratăm cai. Și că avea cai de rasă, știi, în Wyoming.
și în 2007, cred că s-a făcut. Și sau poate 2006 mai degrabă. Iar soția spune would get by like always. Înțelegi? Deci, nătate, dragul meu, frate, atâta vă mai spun, ai o mare oportunitate pe care dumneata cumva ai ignorat-o. Deci ești la oraș acolo, știi? Aici suntem 7 km distanță, unul de altul. Uite acolo, vezi dealul Petriș, se vede un pic. Ei bine, dacă dumneata investi și alți oameni de afaceri creștini sau mă, nu, ortodox, ce vor ei să fie, dacă să fie cu echitate și să nu asuprească țăranul, atunci să vezi ce profit ai avea. Și cum să spun, ăsta îl sameni odată și l-ai semănat. Nu trebuie să-ți vină nu știu câte camioane din Turcia, Spania, mai știu de pe unde, să consum, să plătești acolo taxa ca așa, că s-o scumpită, înțelegi? Dacă investi în țara Hațegului, nu la mod, nu este păcăiți, să zic așa, nu? Dar dacă investi în țara Hațegului la modul practic, adică să te interesezi, băi, bosule, ești ortodox, ești, Dumnezeu, ce ești tu? Bine, nu ești baptist, așa. Nu vrei să te ajut la agricultură. Și după aia îmi dai și tu un procent. Și dacă ajuți 10 tractoriști și 10 proprietari, îți dai seama ce venituri ai. Și după aia o să-ți meargă tot mai bine chestia aia. Noțiunea de dever, cum zice în Kafka, în verdictul, știi? A avea dever. După aia să vezi că să fie bine. Și, cum să spun, și pământului convine că dacă vine un pocăit, care e om serios, și se ocupă de așa ceva, atunci până și autorităților, știi cum zice în Noul Testament, le convine. De ce? Pentru că ei știu că pocăitul nu plantează cannabis. Înțelegi? Ilegal. Și atunci o să fii, cum să zic, apreciat, încurajat de către stat și o să-ți meargă business-ul, înțelegi? Îți spun, agricultura României e sfântă. Nu știu dacă știi, dacă nu știi. Biblia nu este atâta. În Biblie noi citim Biblia. Acum nu am la Biblia. Eu am două sau chiar mai multe Biblie. Vreau să spun ceva, dragul meu. Este piesa Titanic Vals. Și acolo zice o propoziție, are un dialog acolo, că România este o țară eminamente agricolă. Înțelegi? Și asta e tot. Iar falimentul nostru național e că au fost oameni care nu au mai înțeles asta. De exemplu, Carol I l-a pus pe anglosanii să facă podul la Cernavod. Bun. Dar pentru ce era podul ăla? Deci, în primul și în primul, nu, atunci era o nouă modernizare. Dar n-ai cum să modernizezi România, că asta e România. Uite aici, nuci. Uite. Acum, fără supărare, vă arăt. Vezi, ăștia stâlpi din calea ferată. Hațeg, Caransebeș. Și mai departe, Timișoara. Lugoș. Deci, n-ai cum. Aici totul devine iară. Uite, vezi, numai că nu a crescut mușchi. Uite aici, eu. Vezi? Dragul meu. Și n-ai ce să-i acuzi oamenii ăștia, că și așa. Poate că lemnul ar fi putrezit acolo, ar fi. Uite cât de folosit au fost. Și acum au reintrat în circuitul naturii și al gospodării. Și asta zic. Curajează țăranul și vorbește cu el. În același timp stai și tu consilierii tăi pocăiți și care se pricep, cum e sora aia sau alți oameni,
sau oameni bătrâni, mă, nu vreau să te întristez, dar, nu, zic, și spune, bă, bosule, uite, așa, 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 și atunci, dar ideea îi, îți spun o singură, asta e o singură lege, să nu vii tu cu mașina la sat, că-i satul ăsta, că-i sat mai încolo, că-i sat încolo, sus, la Mihai, că-i sat nu știu unde, să le iei porumbul, cartofii, legume, deci pătrăgele roșii, vinete. Ce mai fac ei acolo? Păstârnac, morcovi. Să le iei la preț de producător și tu după aia să te duci să faci speculă. Nu. Deci, a fost un frate pocăit. Pentru că eu nu sunt antisemit, eu tocmai că eu sunt evreu. Mesianic. Dar vreau să spun ceva. A fost un frate pocăit care s-a născut, dacă mă mai vezi, s-a născut acum 100 de ani. Uite, vezi porumbul. S-a născut acum 100 de ani și în 2023, undeva pe la Bârlad, era pe moșia unui boier Rădulescu. Asta Bârladul în Moldova. Și el a venit și el. Cine știe cum a venit, dar oricum. În anii 70 deja lucra aici la spital, era horticultor. El cu pomii, cu din astea și nu numai cu pomii. Făcea răsaduri, făcea și ascultă, și-a trecut, hai să ne oprim aici un pic, și-a trecut, uite, oamenii încearcă, vezi, au pus nuc tânăr, au pus vișini, oamenii încearcă, au nevoie de un ajutor, uite, poate știu eu ce nevoie au, mă refer financiare și după ai ceva bănuți, poți să-i dai și după aia, înțelegi, faceți. Susții agricultura română și agricultura română îți va cauza nu numai susținere, ci profit. Un mesaj negustor. Asta trebuie să ne... Nu, dar ce vreau să spun? Omul ăsta, Mihai Păduraru, cred că îl chema, sau Păduri, s-a născut în 1923, cam când s-a făcut Institutul Teologic Baptist, pe strada Berzei, și au făcut, îți spun, am fost la el acasă, aici în sat, eram consăteni. Veni și la noi acasă, se ocupa și de iepuri, și, cum să spun, era un bătrân mic așa. Se căsătorise cu o soție cu 10 ani mai mare și ea murise. Avea doi fii vitregi care, în fine, nu stăteau cu el. Și ce vreau să spun? Dragul meu, mai veneau pe la el, știi, așa. Eu mergeam pe la el destul de des. Și eu ziceam, frate Mihai, face, frate Ionică, ce faceți aici? Așa, acasă. Cu Domnul. Ziceam, singur. Cu Domnul. Și așa ziceam mai mulți. Dar vreau să spun ceva. El avea un loc acolo în fața casei, adică nu, lângă casă. Casa era pe lateral, cumva. Căsuță cu două camere și pridvor, așa. Închis. Și cum să spun, aveau acolo un loc unde au luat pământul, pământ bun, cum e acolo, și l-au trecut prin sită de, cum sitele alea, știi, cum ar fi asta, dar de asta, de ciment sau de nisip sau de ce a fost. O cernu pământul, iar acolo făcea răsaduri. Deci el, efectiv, de la semânță, făcea răsaduri de roșii sau de Dumnezeu știe ce făcea, sau poate și de flori, nu știu. Și iar vis-a-vis, vecinul de vis-a-vis, după aceea s-a pocăit și el și a intrat în lucrarea Domnului. Abia a început să vezi că la biserică, fond tot la baptiști, acum cred că la pentecostal și mecanic de locomotivă. Și el spunea că, știu, m-a zis odată, că el te va ascunde în coliba lui în vremea necazului și toate astea. Uite, de exemplu, aici e durere, că aici au murit doamna în casă. Da? Și ăștia au fost profesori. Ea a fost profesoară, domnul profesor. Ea cred că de biologie, dar nu sunt sigur, și el de matematică. Da. Familia Teșală. Oameni vrednici. Aici a fost odată casă veche și au mutat. Știi? Și ce vreau să spun?
Deci ți-am zis chestia cu că a trecut pământul prin sită. Și alt lucru, uite, vezi ce frumos e și asta. Parcă e o galaxie, uite, vezi? Iată, eu. Dar după aia ce-a făcut? Hai, merge puțin mai încolo. Hai, mă duc acasă. Îmi spunea că acolo la Bârlad, când era el tânăr, nu, dai seama, născut în 23, veneau evreii mei, nu? La sate și luau porumbul, acolo cred că îi puneau porumb. Luau porumbul la prețul de țăran, cât putea să ceară țăran, înțelegi? Îl duceau cu Dumnezeu știe ce, ce mașini, ce căruțe probabil ce aveau ei și se duceau. Cum nu știu Bârladul ce oraș are pe acolo, dar nu, se duceau la oraș și făceau afaceri. Cumva și Hitler a zis asta, acum Mein Kampf 1, știi, dar acum asta nu se justifică Mein Kampf 2, acum asta e și în puști. Dar ideea e că cumva evreii aveau piane, aveau pianiști, nu? Aveau artă și toate astea, iar țăranii abia puteau să-și ducă zilele. Dacă ne vedem în Muntenia, la Moromeți, nu își puteau plăti nici fondul funciar din cât vindeau. Și mureau oameni și se gândeau să dezminau și... Nu, îți dai seama. Uite, Nicolae, care era un geniu, l-a dat la școală, că era premiant. Și l-a dus la facultate și toate astea. După aia comuniștii ce au făcut, nu? L-au făcut martir în 80. Pentru o carte. Dar gândește-te și dumneata ce s-a întâmplat de frații și surorile lui Nicolae. Că mi l-au avut frați, surori, pe Paraschiv, pe Achim, pe Nilă. Au avut surorile alea care își păzeau zestrea și toate astea. Deci, înțelegi? Și familia lui râdea de el cu bisisica, că îl pusese la oi, era mic, și era o oaie rea care tot chinuia și vorbea prin somn noaptea, cu bisisica, cum nu știu ce. No, dar la sfârșit l-a dus la școală și cartea aia a fost scrisă în 55 și actuală, la fel de actuală de parcă a fost publicată de Marin Preda azi, în 2023, 29 iulie. Asta vreau să spun. Deci trebuie să respecti țăranul, eu asta am învățat. Și nu e ușor, că țăranul are propria lui personalitate, propriul lui univers, propriul lui cosmos, în lumea lui cumva, dar fără de el nu e nimic. Știi cum cântă Patricia Cass, nu? It is a man's world, but it would be nothing without a woman or a girl. No, cam asta este țăran. Înțelegi? Poți, de exemplu, chiar am văzut azi, cred că, sau e un robot, sau ce era el, în fine, care făcea niște, tăia într-un material metalic, nu, dacă vrei, latră, mă, ce să zic, zi și tu, zi, mă, nu sta, zi. No, și ce vreau să spun, e că, deci era un fel de cutter, bine, de mare putere, pe bază de curent, bine, tot acolo de ceva n-ai văzut și făcea, cum să zic, ceva dincolo și de așa ceva. Înțelegi? Deci făcea niște cercuri, te gândești, dom'le, la ce folosește, știi, până la urmă. Cum noi am avut economia lui Ceaușescu, știi? Autarhismul. Adică tot ce este pe lumea asta să se producă și în România, să nu cumpărăm de la nimeni pe nimic, să nu avem nevoie de la nimeni de nimic și chiar și, uite, să zicem că se naște un geniu în Columbia sau în Argentina sau unde vrei tu, în Mississippi sau așa, noi, sau și în România dacă s-ar naște, dar dacă e din provincie și nu e pe linie ca taică,
Noi să avem unul de la București, de-a nostru. Nu contează că tata e bucureștean, știi? Și a fost refugiat și vai de capul lui de război. Deci, asta a fost greșeala. Nu fac acum niciun îndemn, spun logic, omule, adică frate, că România, uite-te ce, uite, aici nu cultivă nimeni nimic. Și să fac urzici și trebuie din astea. Ceva tape aici, ceva nuci și tape. Când înfloresc, tape efectiv te doare capul, te îmbată ce, ce frumos. Uite-te și dumneata, ci că casă de nebune, a? Dar vezi cum îți lemnele. Uite-te dumneata dacă mai găsești la alții așa lemne. Și nu vreau să zic nebun. Psihiatrul meu vezi că nu este nebun. Oameni care au probleme. O problemă are fiecare, sau mai multe. Dar, nu, uite și tu, eu. Ce le poate capul. Dar, asta este chestia. În România, dacă vrei să investești în ceva, nu investești în tablă din asta. Că... uite, să luăm pe tipul ăsta, de exemplu. Dacă ar fi deștept, în loc să aibă mașina asta, mai bine și-ar lua un tractor. Deși și cu tractorul, știi cum e greu, că și ăla, frate, trebuie să-l... Și ăla consumă uleiuri, benzină și treburi din astea. Dar eu zic că în viitor, părerea mea e că în viitor, peste 200 de ani, o să înceapă oamenii treacă iară la boi, la cai, la din alea. Că ce ți mare greu să împingi pe un plug, știi? Înțelegi? Uite, iară, ăștia de aici, copiii ăștia de aici, problema lor e că sunt, nu sunt lăsați să iasă, să se mai miște, să zică un țăran, știi, dacă ar avea. Acum țăranii nu gândesc dincolo de gardul ăsta, știi? Sau dacă gândesc, nu gândesc prea bine. Dar să fie unul care are cartofi, să zică, băi, boșilor, nu veniți voi la cartofi, care puteți să ai? Și dacă iei numai un cartof, e destul. Înțelegi? Și-ți dau un gard, bă. Pentru că dacă faci asta în fiecare an, normal că te împuterești, stai pe ziua. Mergi dimineața, stai să te adăpostești la prânz, după aia seara iară la cartofi și te miști, mă, te miști. Uite, de exemplu, cum sunt tipii ăștia, șoferi, da, stau puțin și eu pe banc aici, că citesc poziții ale dumneavoastră, deci ei sunt tari și mari. Dar nu-s chiar așa, că ei-s pe pedale, știi, ca mașinile alea de copii. Când eram eu copil, erau mașini de jucărie, trebuia să pedalezi la ele, eu n-am avut. Deci, îi vezi așa mare acolo, gușați, ce faci, cu de toate. Dar cu picioarele nu stai prea bine, că deja s-a obișnuit la mașină. Înțelegi? Dar țăranul, cum era odată, care merea cu calul, care... Sau, uite, una e să mergi pe cal și alta e să mergi pe, nu știu ce mașină, Fiat, zice. Iar dacă ari cu bou, cu calul, cu mai știu ce, americanii ară și cu calul, noi cu bou, cu boi, sau cu vacile. De exemplu, nenea Pichi, Sarvin, Cicu, mi-a spus că la început a arat cu vacile. Nu, știi cum e, ca și cu... Acum să vedem ce o să mai vină, dar ca și cu era glaciară. Ce a fost în 2020-2021? Am crezut că murim tot. Păi ne-am obișnuit și cu frigul. Uite că nu e așa frig, vezi? Dar un singur lucru trebuie. Și eu, știi? Sunt pacient, nu? Dar fără Biblie n-aș fi reușit. Fără Biblie n-aș. Așa e și cu țăranii ăștia. Băi, dacă vrei să ari cu bou, să te pupe bou în bot, trebuie și credința. Hai să citim o poezie de-a lui tata, sau două. Pagina 51. Are două pe pagină. Uite așa. Cu pas de orbete, vă știți ce orbetele? Tot trec prin lume, chițe, behăie, huruie, bercuie,
N-a urgat nici mintea nume pe sine în vâmp să se încercuie. Am înțeles, am băgat la cap. Apoi al doilea. Dincolo de lucruri, dincolo de eu, se lășluiește veșnic Dumnezeu, din bob de rouă mii de astre, se dăruie har vieță noastră. Și eu vă spun o mărturisire a mea. Am fost azi așa de constipat și atât am suferit, de rău, am băut ceai pe veceu cu miere ca să pot, înțelegi? Zăteam în casă, durere, necazuri, probleme. Și ia că m-am dus până la răscrucea lui Artur să vedem miriștea de grâu și ce se mai, orzoaică și din alea, orz, așa, miliz. Și dita mai porumbu, bă, viața mea n-am văzut așa porumb. Și voi în ce investiți? În ce? Nu zic. Cum zice Solomon? Nu te lăsa de una, dar nu o lăsa nici pe cealaltă. Știi? Așa parcă zice în proverbe. Adică să nu fii nici prea bun, că de ce să te pierzi singur? Dar să nu fii nici prea rău, că de ce să mori înainte de vreme? Și aia mai zice Solomon, nu te lăsa de una, adică de să fii bun, dar nu te lăsa nici de cealaltă, adică să înțelegi că, nu că să fii rău, să înțelegi că ești rău. Dacă ești om, ești rău, absolut. Chiar și Iisus Hristos, în latura sa umană, pentru că a avut dublă natură, au avut niște atitudini care eu zic că au fost puțin cam deplasate. Uite, chiar și eu, pentru că, nu, ca și creștin. Bine, dar eu am făcut lucruri mai ceva. Dar el le zice, la farisei, la vai de voi, la niște bătrâni, nu. Cum ar fi un tânăr de 30 de ani sau 31 sau cât are, apucă să zică la oameni de 90 de ani, Jehoiada, de exemplu, a avut 130 de ani, nu a murit, și să zică la un evlavios din ăla, vai de voi. Și cui o zici? Nu le-o zici la bețivii din sat. O zici la vai de voi cărturari și farisei fățarnici și toate alea, că voi puneți poveri cu a nevoie de purtat pe brațele oamenilor, pe spatele oamenilor și voi nici cu degetul cel mic nu vreți să le urniți, să le ridicați. Știi? Și am mai avut, nu? Când am mers în templu cu biciurile alea și o scos afară, eu nenorocit, nu? Deci cum este terminatorul păstă ei, știi? Deci niște chestii ciudate, sau când i-a zis Filip, apostolul, Doamne, arată-ne pe Tatăl și vrem va fi de ajuns. Dintr-o dată așa au avut o atitudine. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Nu, și multe chestii din asta, știi, care puțin parcă am deplasate, dar dacă ne călăuzim după tipul de la Lainici, ăla, șaormarul ăla, e un fel de sinergie între Dumnezeu și om, știi? Ce mai face Iisus uneori, în pagine Scripturii. Că altceva știe cineva? Mai știe careva altceva? Ești aici, tată? Tată, că am văzut aici deschis, știi? Mă gândeam să nu fi deschis o pisică, nu, să zice. Nu, am fost aici până la cruce, la Artur, și am văzut nucul ăla. Ăla a rezistat și să spun cum a rezistat. Ăla a rezistat tocmai pentru că era mai necăjit. Nu era nici crescut și știi că are laturile, are mai multe ramuri, știi? Deci i-a socotit că la ce nuc îi. Și face și nuci. Dar ăsta de aici, la vânt, cu un singur trunchi, la pământ. Cum ziceți? Ăla de aici, din coace, că au fost ăia doi mari și unul l-a trăznit cu ani în urmă. Acolo, în câmp? Nu, aici, la spital. Și ăla în câmp, ăla e picioare, n-are bai.
Să vezi ce porumb mare am văzut, chiar la Răscruce, și porumb bun și spre Artur acolo. Și am văzut și Fiara Soarelui, o floare, mai multe. Frumos! O plăcere, o bucurie. Nu a fost niciun câine. Să sperăm că n-au gust. Dar, în schimb, a fost cald. A fost cald și asta a fost. Nu, altceva ce să spun. Deci, e mai bine să, vezi? Uite, nu, cu ăla a rămas în picioare. Cu ăla a avut, au fost, ramurile lui au fost ca mai mulți frați care au stat împreună, știi? Și zice și în Biblie că funia împletită în trei nu se rupe ușor. De ăla, dacă au avut o singură și au fost și putredă, l-au rupt vântul, furtuna. Da? Da, într-o fracțiune de secundă. Și a fost o lobăt... Aici, acolo. Rupt de mult, bă. Nu, a fost unul rupt de mult și lângă el s-a mai rupt unul. A fost unul care l-a trăznit, mai ții minte? Da. Și mai era unul. Nu, acum ăla a rupt. Și l-a venit vântul dinspre nord. Dinspre nord l-a izbit. Dinspre nord, spre sud. A căzut peste ălalt. Dar nu a ajuns decât cu coroana. Da, hai să-ți dau să-ți gust să vezi dacă îți place cum îmi spune. Eu acum cu aparatură electrică, da, hai că vin să gust. Am citit din poeziile dumitale, la pagina 51, două poezii. E bun, e bun, dar să nu fie cu multă... Să le faci mai slabe, domnule, faci zamă. Să nu mâncăm multă fasole, că după aia iar avem probleme și... Că nu trebuie noi să ridicăm haltere, știi? Tată! Tăticule! Tată! 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 Nu, uite, am avut niște dureri, îți spun. Și dacă m-am dus, mi-a trecut. Îți dai seama ce important face. Câtă importanță face o simplă plimbare la lumină. Wow. Doamne, spune tu că eu am obosit să mă turisesc. Spune tu. Spune tu, eu nu mai zic. Păi da? Păi nu? Cum să fie pocăiții normali, mă, pe lumea asta? Ar fi o blasfemie. Sau ortodoxi, de ce nu? Catolici, greco-catolici, musulmani, evrei, nu se poate, mă. Nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Geaba mă încântați cu antici, cu el greci. Uite aici. Și cu romantici. Am vrut să iau și cartea asta cu mine și mă zăuitai. Asta este poezie. Și că tot pentru copii. Cum e cealaltă happening care cu abțibildul de turbo, cu BMW și cu... Nu știu. It's over 150 of the most popular poems in our language by poets from William Shakespeare to Robert Frost. Asta e carte bună, vă. O carte de poezii care mi-ai cumpărat. No, asta este cartea tatei. Mai arăt o dată. Arăt a treia oară, cred că. Și am și citit din ea. A apărut. Nu. O lasă să mai răcorească. A apărut la Limes, după cum vedeți. Asta este tatăl meu. Și aici sunt patru rubaiate. Asta este. Rubaiatul este poezie persană de patru versuri. Foarte concentrată, în fel de haiku. Indo-european-islamic,
cea de genul ăsta. Sau rima de idei psaltică și de Biblie, Biblia evreiască sau din epistole, și Saul o folosi și el, făcea chiar până la 5 rime de idei. Da, dacă o să ceva mare este. Cum să zic, din Biblie, știi? Iar ăștia persanii cred și în Biblie, cred și Zoroastru, și Mohammed, și Allah, și Dumnezeu, și Iisus, și în Elohim, și în Avram, și Ismael, Isaac, Iacob, Isau, o grămadă, aici suntem în țara lui Isav, mă, păi tu știai? Nu poți să ieși pe stradă că te latră câinii, mă. Nu? Uite, un pic de lumină, ceva plăcut. Încercați să încercăm să ne gândim la ceva frumos. Iată ce frumos, iată. Câtă puritate, iată. Vezi ce frumos e, cât îți schimbă perspectiva. Am stat o lună ascuns de soare. No, hai, multă pace. Multă pace că să face.